Două profesoare de limba engleză care au participat la examenul de titularizare au suspiciuni cu privire la felul în care au fost corectate lucrările și cum au fost notate. Una dintre ele a obținut la titularizare puțin peste 4 și a făcut contestație, dar a câștigat doar câteva sutimi. A rămas însă uimită că o altă contracandidată a obținut peste 2 puncte în urma recorectării. Nota mărită în urma contestației cu peste 2 puncte a făcut ca o altă candidată, care a obținut peste 6 la examen, să piardă postul. A fost examenul de titularizare pe 2 august și în urma contestațiilor a apărut ceva ciudat, să zic așa, o candidată care a obținut notă mai mică decât mine, sub 5, de ce nu mi-e rușine să spun că e un examen foarte greu, în urma contestației s-a ajuns de la 4,52 la 7,25 și nu mi se pare corect în metodologie. Scrie că nu trebuie să fie o diferență mai mare de un punct, un punct jumate. Eu am obținut 6,30, am fost prima pe centru. Era diferență între mine și următoarele două persoane care au mai luat examenul de un punct și ceva și știm că la contestații rar se ia și acel punct, nu mai depun nicio contestație. Și spre surpriza mea, să primesc după rezultatele contestațiilor, telefoane de la colegi, ai văzut ce s-a întâmplat, că luat cu atâta cum e posibil și tot felul de întrebări la care am rămas stupefiată și nu mi-explicam nici eu. Efectiv m-am uitat așa pe rezultatele de la contestații, știind că nu se schimbă foarte mult. Profesoarele au venit cu problema în fața inspectorului școlar Ion Ișfan pentru a li se explica cum o notă de 4,52 poate ajunge la 7,25 în urma contestațiilor și persoana respectivă să prindă singurul post titularizabil în zona Motru. Nu au reușit decât să le enerveze pe Ion Ișfan. Da, înțeleg, au greșit cei dinainte, să zic evaluatorii, atunci înseamnă că au greșit la toți, nu? Așa cred eu că e. Da. Și ar trebui să se reevalueze toate lucrurile. Când eu așa cred. Ce notă ați obținut? 4,57, când am făcut contestație doar 200. Și cea care a obținut 7,25 a avut 4,52. Mi s-a părut o mângărie pe față, să-ți bagi joc de 9 oameni înscriși la examen, care au susținut un examen. E inadmisibil și de la 4 să vii la 7 deja e mult. Eu sunt pus pe scaunul ăsta să respect legea. Nu altceva. Da. Și în viața mea nu cedez la presiuni. Niciodată. Dar nu facem. Care-i problema de venire cu presa aici? Păi am... Adică ați venit să vorbiți cu mine până acum? Mă cunoașteți pe una dintre dumneavoastră? Nu. Ați vorbit cu mine pe vorbă până acum? Nu. Nu era normal să vorbiți cu mine întâi și pe ați venit cu dânsii? Părerea mea așa, catastră. Ca oricare vreau să învățăm pe viață. Ce problemă este? Și nu am rezolvat-o eu. Așa. Nu au reușit să rezolve nimic pentru că inspectorul școlar Ion Ișfan le-a explicat că lucrările s-au corectat în județul Argeș și nu poate întrerupe procesul de repartizare a posturilor. Păi nu pot să comentez, nu sunt profesor de limba engleză, cei care au corectat și asumă responsabilitatea. Ce pot să vă spun eu dumneavoastră mai mult? Nu sunt profesor de limba engleză, nu știu ce... Ce pot face în acest moment, doamnele? Pe ce pot să se adreseze organelor la abilitate să verifice aceste lucruri? Adică poliție? Păi poliție, parchet, mă rog. La titularizare, repartizarea continuă, nu se poate. Bineînțeles, normal. Noi organizăm examenul de... Am organizat examenul de titularizare, suplinire, și lucrările sunt corectate în 12 centre din țară. Deci nu sunt în Gorjul, n-a fost unul din centrele de evaluare a lucrărilor. Da. Nu se știe cum o candidată care a obținut 4,52 la titularizare a făcut contestație, a obținut în urma reevaluării 7,25 și a prins totodată un post în învățământ.